Salut și am găsit la un nou video clip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 5 din cariera noastră frumoasă cu Manchester United, unde vedem că următorul meci este contra cei de la Manchester City, însă este pe terenul nostru pe Old Trafford. De asemenea, echipa noastră este destul de obosită, însă sperăm că până la meci își revin. În videoclipul de azi se termină luna, deci va trebui voi să scrieți în comentarii ce jucător de la noi din echipa a jucat cel mai bine, dar și ce playstyle să-i dăm nou. Luna trecută, desigur, a fost aici Garnacho, care am dat trivela până la urmă, un playstyle destul de bun pentru el. Însă nu uitați acolo, dacă îți place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz când ați făcut deja, pentru a strânge acolo multe, multe like-uri. O să sigur că putem peste 50 de like-uri la cariera aceasta. Și desigur să vă abonați ca să strângem acolo un ca subscriberi, dar și să activați clopoțelul pentru a primi mereu de fiecare postă și nou. E bine, am zis că am rămas la meciul contra cei Manchester City și este un meci greu, foarte, foarte greu. Echipa asta este cât de cât acolo pregătită. Mount, din păcate, încă nu și-a revenit. Manchester City, după cum ați văzut, este pe locul 1, nu este pe locul 2, însă putem să o trecem prin această victorie. Aceasta este echipa lor, se pare că l-au dus pe Acuña pe stânga, ok, și pe Berardi pe dreapta, ok, nu știu care, de ce e schimbarea asta așa, dar ok. Cred că Antonio se intre în locul Rashford la repriză, poate și Amrabat și Lindelof categoric în locul lui Varane. E bine, ce meciu, să sperăm că nu o să fie așa de greu și să sperăm că câștigăm. Eriksen la Bruno Guimarães, Bruno Guimarães șutează, însă în blocaj. Alan foarte bine trece aici, însă să sperăm că putem să-l oprim. Are fizica destul de mare. Bine acolo, pasa. Întoarce foarte bine, șutează și pe lângă Onana scrie Berardi. Bă, ce bine s-a strecurat acolo prin defensiva mea. Uitați-vă la această fază. Foarte bine m-a întors aici. Și șutul chiar foarte bun. Și n-avea cum să o apere, să fim sinceri, de la distanța aia. Berardi din nou la balon. Julian Alvarez trece foarte bine, șutează și înscrie. Băi, mă, Onana, pe asta puteai, frate, pe asta puteai să o iei. What? Ce-a fost, mă, șutul ăsta? Hai să revedem faza, totuși. Ia, de ce a fost așa de greu? Nu pot să înțeleg. Cu stângul, a dat și cu stângul. Hai, mă, pe bune, mă, Onana, mă. Du-te, da, este Walker care reșeri vilteză. Pasă aici foarte bine la Mbappé. Mbappé șutează, însă apără portarul. E ăsta, da, portar, frate, nu ca al nostru. Mbappé are șansa aici să marcheze. Pasă foarte bună, bine la Mbappé. Mbappé șutează, însă apără Ederson, frate. Bă, ce apărat-o și pe asta. No, no, bine, mă, bine, hai că pe ăsta, dacă intrea și asta, era clar. Bine, aici pasă la Garnacho. Garnacho șutează, însă apără Ederson, frate. Bă, da, apără tot. Hai să vedem aici Bruno. Bruno, concentrare bună, însă este apărată și oricum cred că este offside. Da, era offside. Trece Foden foarte bine, încercăm să-l oprim. Pasa este bună, însă acolo bine blochează acest jucător. Da, și se pare că se treia meciul. Da, foarte, foarte, foarte greu. N-am avut efectiv spațiu în acel mijloc, n-am avut deloc. Oricum a apărat foarte, foarte bine portarul lui City și al nostru, vai de capul lui. Următorul meci se pare că este în cupă, în Carabao Cup, un meci greu versus Liverpool. Echipa asta este cam obosită, să fiu sincer, așa că, da, echipa lor este destul de bună totuși, însă și alor puțin obosită. Trebuie să facem și schimbări pentru acest match și Antoine va trebui să intre aici, trebuie să intre clar Amrabat și Lindelof aici și cam, da, da, o bancă foarte obosită și în teren, de fapt. E bine, și ce meciul versus Liverpool, hai să vedem dacă putem să ne impunem și să câștigăm meciul în Carabao Cup. Du-te, Garnacho, du-te, du-te, du-te! Pasa este bună, șutăm însă în Van Dijk, bă, frate, cât loc ne lăsase acolo, dar nu mi-am dat seama. No, no, ce pasă bună la Gravenberg, bă, ce pasă bună. Ce să mai opresc atacul ăsta, frate, că e prea rapid. Doar uitați la fază, cât de bine a plecat acolo Grave, uite și tu, cât de bine a plecat, complet liber. Da, nicio șansă n-am avut. No, bine, mă, bine, mă, Onana, let's go. Aici, bine la Mbappé, e Van Dijk, însă poate reuși să trece de el. Bine acolo, Mbappé, du-te, Mbappé, du-te. Fine, sprângă portar, let's go, mă, 1-1, mă, let's go. Revedem faza foarte bine ce a adus pe lângă Van Dijk. N-are cum să țină pasul, n-are cum să țină pasul. Bine, mă, bine, mă, Mbappé. N-ai, mă, n-ai ce să-i faci, fratele Salah, n-ai ce să-i faci, e prea rapid, efectiv, se mișcă prea rapid. Uite, știu cum o schimbă de pe un picior pe altul, frate, n-ai cum. Du-te, Anthony, pasa, ok, bun acolo, însă apără Alisson, ce bine a apărat Alisson. Bine acolo, Mbappé, trece foarte bine Mbappé, Mbappé, nu pot să cred, pe lângă poartă. Ha, am încercat să-l trivela, am dat pe lângă poartă. Facem ce schimbări, avem nevoie de jucătorii în formă, să zic așa.
Bine, mă, bine, mă, Onana, let's go, bine. Centrarea este foarte bine plasată. Onana, ce face Onana? De ce nu s-aruncă Onana? Nu pot să cred. Bine, bine, bine acolo, Onana. Hai, let's go. Centrare, însă Onana de data asta s-aruncă, în sfârșit. Hai să vedem dacă putem să oprim ocazia asta. Șut foarte bun, însă Onana este pe minge, let's go. Șut foarte bun, însă este ușor apărat de Onana. Hai, dai, continuă acolo. Let's go. Mbappé. Mbappé. Mbappé, du-te, tată, du-te. Ultima fază. Hai, Mbappé. Finalizează. Bine, mă, 2-2, mă. 2-2, let's go, Mbappé. Ne bag înapoi în joc la final de meci. Centrare bună. Bine, acolo respingem însă. Hai să sperăm că putem să ne apărăm. Va fi un corner. Aici bine la Salah, însă respingem foarte bine și un contraatac bun pentru noi, însă nu mai avem timp. Și se trebuie meci și reușim până la urmă să facem, să scoatem egalul de fapt. Foarte, foarte bine în Carabao Cup. Încă rămânem în Carabao Cup. O să jucăm replay-ul. A, nu, se pare că se decide la penalti. Ok, ok, ok. Hai să sperăm că ok, apărăm. Okay, apărăm pe primul. Hai, următor. Foarte bine acolo la Bruno. Bine, mă, Bruno, mă, se decide la penalti. Oh, nu știam. Hai să ne Salah. Salah, Salah, dă-s-tu. Nu știu că dă și o stângă, dar nu. Mbappé. N-ai cum să ratezi omul meciului. Pă... N-am dat pe mijlocul porții, dar ok. Bine, mă. Bine, mă. Salvăm. Let's go. Mamă, cât de greu la asta. Hoylund. Nu pot să cred așa ceva. Na. Mamă, ce greu e la Antony, la ăștia mai slabi. Bine, bine, bine acolo, Antony. Let's go. Ha. Trebuie să apărăm. Trebuie să apărăm una, băiți. Hai. Trebuie să apărăm una. Bine, mă. Let's go. Acum trebuie să schimbăm. Ăla e. Înscriem și scoatem, înscriem și scoatem. Bruno Guimaraes, Bruno Guimaraes. Let's go, mă. Reușim, mă, să trecem de Liverpool. Scoatem din Carabao Cup, mă. Bine, mă, bine, mă, Bruno Guimaraes. Reușim până la urmă să-i batem la penalturi. Și eu nu, nici nu știam că se dă la penalturi. E bine, oficial am intrat în următoarea lună, luna noiembrie, unde nu arată aici, dar a scrie frumos aici că Balon de Aur a câștigat Erling Haaland la Balon de Aur, dar asta este. Următorul meci este destul de ușor versus cei de la Fulham în Premier League și vedem că de pe locul 2 suntem pe locul 5. Da, cât de rapid se pot schimba lucrurile aici, însă să sperăm că o să jucăm bine. Echipa lor este destul de bună, a bunicic acolo. Însă a noastră este mai bună și da, asta este chiar pregătită pentru acest meci. E bine, și ce meciul în Premier League versus cei de la Fulham. Să sper că o să fie un meci bun pentru noi. Bine acolo, bine acolo, Ana, ce șut puternic, ne-a plimbat numai... Deci efectiv de când a început meciul mai această minge. Hai să sperăm că putem să o scoatem acum. Bine acolo, bine acolo, Nana, let's go. Bine aici, Garnacho, întoarcere bună, însă este blocat acolo, bă, cât de aproape. Se duce Rashford, pasă el Mbappé, foarte bună și ea. Foarte bine aici, înaintează, bine aici la Garnacho, unde o dă foarte departe. Trebuia să finalizeze, însă am crezut că nu o să dau gol acolo. Foarte bine acolo, Mbappé, Mbappé acum, Mbappé cu stângul, marchează, mă, let's go, mă, Mbappé reușește și marchează, face 1-0 pentru Manchester United. Ocazia foarte bună aici, însă Onana este pe minge, let's go. Bine aici, Bruno pasă foarte bun la Rashford, bine a urcat Bruno, Bruno se poate duce singur. Hai să vedem, căutăm o centrare, îl vedem acolo pe Garnacho că a urcat Garnacho, însă nu o prinde foarte bine. Mbappé are spațiu cât de cât, vede aici pasă la Garnacho, Garnacho șutează și înscrie, mă! Let's go, mă! Let's go, mă! Bine, mă, Garnacho, mă! Ce gol fabulos, mă! Garnacho înscrie golul cu numărul 2. Și data asta cred că câștigăm. Revenem faza, foarte bine ce pasă de la Mbappé la Garnacho și Garnacho foarte bine acolo pe viteză și șutul foarte bine plasat. Portarul atinge însă nu reușește să o respingă. Oh, este penalty, what? No, no, Lisandro Martinez, bă, s-a băgat prea agresiv. Revenem faza, hai să vedem. Da, bă, este, este. Avea mingea în spate lăsată jucătorul ăla. Wow. Ok, hai să ne putem să o apărăm. Să fie Sergio Martial, se pare că o să execute și se pare că reușim, mă. Da, v-am spus, la penaltiuri ne surcăm, mă, la penaltiuri ne surcăm. Bine, aici șutul, însă apăr bine acolo, Nana. Foarte bine balon, întereze cu pasa și nu este offside, se poate continua aici. Mbappé cu stângul, o apără Leno, what? Mamă, ce apărat, bă. Era cu dreptul, pardon. Foarte mult spațiu aici pentru Willian, acum înaintează și se pare că trage pe lângă poartă. Bine aici Mbappé, Mbappé pasa bun la Bruno, Bruno poate continua, finalizează, însă peste poartă, bă.
Nu, mamă, ce voleu, ce voleu de la Martial. Bă, ce voleu a dat Martial. Bine că avem 2-1. Vedem faza foarte bine aici, scapă Robinson și centrarea bună de la Willian la Martial, nu mai venea Martial. Da, un voleu foarte, foarte bun. Bun, aici pressing foarte bine la Mbappé. Mbappé reușește până la urmă să o numerească, însă nu înscrie. Se pare că ultima fază din meci este un corner. Încercăm noi să-l finalizăm bine. Centrare bună la Martinez. Nu reușește, însă acum Eriksen de la distanță pe lângă poartă. Și se pare că s-a tăiat meciul. Ok, s-a tăiat meciul. Bine, următorul meci este contra cei de la Copenhaga. Meci în Champions League, în grupe, unde vedem că stăm pe locul 1 lejer și chiar avem nevoie de acest win. Avem foarte mare nevoie de acest win. Echipa lor, da, este destul de slăbuță. Putem să câștigăm, așa că haide să câștigăm. Însă va trebui să schimbăm aici niște jucători. Va trebui să intre Amrabat și va trebui să schimb puțin formația. E bine, și cam așa va arăta. E bine, și începe meciul contra cei de la Copenhaga în Champions League, care avem nevoie foarte mult de el. Și prinde aici foarte bine, aici mingea Mbappé șutează, însă pe lângă poartă. Am zis să îmi încerc norocul dacă tot am prins-o așa de bine. Foarte bună pasa. Cercăm acolo să-i oprim, însă este penalty. Nu pot să cred, bă. Bă, ce delay are, frate. Are delay până se bagă vara la mingea, a pasat de mult. Uitați-vă și eu la faza asta. Ta, este penalty. Hai să vedem dacă putem să apărăm de data asta. Da, nu cred că o să putem, însă încercăm norocul. Da, nu este pe stânga. Vine aici Mbappé, pasă la Rashford. Rashford înaintează foarte bine aici, pasă la Bruno, înapoi la Mbappé. Mbappé prinde foarte bine Guimarães peste poartă. Ai, mă, frate, de ce dați așa de tare mingea aia? Vedem faza, prinde, nu știu cum prinde. Prinde în aer și probabil de asta. Da, tare rău de tot dat. Bine aici Mbappé, o prinde foarte bine. Mbappé poate să se ducă să înscrie, șutează și marchează, mă, da, și era oricum și penalti că îi pusese piedic acolo. Reușim să egalăm, let's go. Rashford foarte bine, aici are spațiu, pasă la Mbappé. Mbappé are viteză, trece până lângă fundaș. Hai, du-te Mbappé, du-te pe dreptul, finalizează însă, apără portarul, bă, și bine apărat-o. Vine aici Garnacho, are viteză, se poate duce singur. Du-te Garnacho, du-te tată, du-te. Încearcă centrarea la Rashford, care bombardează aici mingea, fix în plasa adversarilor, mă. Bine, mă, let's go, let's go. Ce fază frumoasă construită acolo de Garnacho. Revedem faza, foarte bine a plecat aici Garnacho. Îl vede pe Rashford foarte liber și Rashford, de fapt, o bombardează din fața porții. Vine aici Mbappé, poate prinde foarte bine. Mbappé aici este liber. Hai să vedem dacă reușește. Nu reușește aici, apără portarul. Bine, aici pasa la Guimarães, care a urcat foarte bine. Ce fault acolo, roșu clar. Roșu, bă, s-a băgat mult mai agresiv. Garnacho are viteză, se poate duce. Se duce Garnacho, are spațiu liber. Îl caut acolo pe Rashford, care se duce destul de bine, însă nu reușește să ajungă primul la balon. Hai să vedem aici Garnacho. Garnacho foarte bine aici, Garnacho. Nu reușește acolo, apără portarul. Bine, aici ocazie foarte bună pentru Copenhaga. Oh, nu e fault, nu e fault acolo, șansă foarte bună, însă pe lângă poartă. Bine, mă, let's go. Ocazie foarte bună pentru Copenhaga, se mută foarte bine, nu poate să schimb jucătorul, însă reușim până la urmă să ne apărăm. Centrare destul de bună aici, însă reușim să respingem. Mingea încă la ei, șutează și marchează. Hai, mă, pe bune, mă. Revedem faza, hai să vedem cum au marcat ei. Bă, uite și la faza asta, mă. Uite și tu, nimeni, absolut nimeni nu e pe jucătorul ăla, mă. Și acum eu trebuie să mă marchez încă un gol și e foarte, foarte greu. Da, și până la urmă se pare că se termină egal. Bă, ce nașpa, bă. Ce gol ne-a luat la final de meci. E bine, următorul meci este contra cei de la Luton Town, însă meciul acesta îl vom juca în episodul următor. Nu uitați acolo să înscrieți în comentarii cine vi s-a părut cea bun jucător al lunii. Și mă refer al lunii și aceștia, puteți să puneți și la luna aceasta, dar mai exact la luna aceasta, ca să-i dăm un nou playstyle. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Eu cred că puteți să strângem peste 5 de like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo un ca subscriber cât mai repede. Și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!